Hai noroc să sunt și Crăciun fericitor, băieți, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem în de România, cum am obișnuit. Bă, băieți, o să vă mulțumesc frumos pentru live-ul de seară. Ați fost super și like-uri și share-uri și donații și membri. Vă mulțumesc frumos pentru absolut tot. Astăzi avem un buget de 38 de ani și aș vrea să, să ne băgăm la o chestie. Să scoatem mai întâi 8 ani. Ba, ba, Și să luăm, am văzut de pe piață, granatele ca au preț bun. Pac. Luăm de 8 ani. 2, 3. Asta sunt pe aici prin zona pe undeva. Ia, pe lângă alchimist ar trebui să fie, cred eu. Nu sunt. Deci le cumpărăm. Țac, pac. Și dăm direct în ele talpă. Să vedem dacă ieșim și noi pe plus, pe minus. Sper că ieșim pe plus, că, na, în ultimul timp, cam uh, gherlă. Sincer. Mai am 138. Uite, știu, mai trebuie 2 ca frate. Mă rog, câte bucăți avem? 11 bucăți. Hai să vedem. Începem direct în forță. Am băgat 8 toni, un legendar de 2, 3, să zicem 2,2. Deci trebuie 4 reușite să fim pe plus. Da, cam 4 reușite ne-ar trebui. Hai să vedem. Primul a mers. Al doilea a ieșuat. Al treilea a ieșuat. Două merse. Ieșuat. Trei merse. Ai tu. Trei mers și unul ieșuat. Deci avem 6 2.2, 4.4, 6.6 și cu 70 de caca, 7.3 Deci, gherla, momentan, de fapt, nu, cred că suntem fix pe egal Pentru că mai am 60 de caca, dar mă rog, suntem pe minus cu vreo 10-20 de caca sau ceva de genul Hai să vedem în schimb cât e legendarul, deci în 30 bun Și miticul cât e? 4.5 ceva Opa, păi hai să dăm mâinile că dacă reușește din prima la mitic, am fi pe plus 3, 2, 1, let's go A ieșuat Și a ieșuat Ok Deci gherlă absolut totală Wow Mai luăm încă Ia să mă uiți la celelalte piese mă că n Aici nu, nu mi-a plăcut cum a mers 2,8 robino și legendară cutie No. 1,2 Aticul și legendarul 3,5 Nici să nu e bun. Jad nu dau că nu se cumpără. Safir nu se cumpără. Da, hai să safir. 75 Safirul și legendarul 2,27 și miticul 7,1 și după aia 7,4. Ară merge să dăm Safire. Onixul 83 de caca. Da, în da. Și data asta l-am de 10 un. Deci, investiție de 18 un, cum ar veni. Pac. Pac. Hai să cumpărăm. E pe aici ceva. nu vă nimic. BRXBR PR. De la până în 88 de caca purtată. Deci, 80 de caca e ultimul. Ultimul onyx pe care îl iau Dacă am bani până atunci, bineînțeles Că nu cred că o să am de fapt 1, 2, 3, 4 Da, nu o să am Ba, nu, nu o să am Deci până la A bă da, cred că o să am de fapt Da, ba, da, am bani e bine. E bine, e bine, e bine, e bine Atât Câte bucăți avem? 8, 11 bucăți, exact la fel ca la granat, dacă nu mă înșel Hai să vedem deci am băgat 10 ani. Ca să fim pe profit, ne-ar trebui 2,7, 3 sau 4. 4. Deci tot 4. Let's see. Primul a mers. Deci avem un legendar. Eșuat. Două legendare. Trei legendare. Patru legendare. Cinci legendare. Bun. Bun, bun, bun. Suntem pe profit la onixuri, E vreunul full. Ia să vedem. Blocare... Nu. Blocare critică patrundere. Asta e full. Dar hai să vedem dacă e ceva overpay la el. Blocare așa. Critică patrundere reflectă. Blocare și atât. Critică și atât. Gol. Nu, nu, nu. Critica pot îndere și săgeți, nu e bun. Nici să nu e bun. Blocare, critică, săgeți, blocare, nu. Blocare, critică, pot 4 Patroni. Ok, deci pe ăsta patroni și asta 2,7. Ar fi 5,4. 10,8 14,8 deci am fi profit 4 ori on din, din Onixurile astea, which is very good bro. Dar avem 14,8 plus 2,2 17. A, ah, stăm mă, mă stăm suntem, suntem pe egal acum. <laughs> Cu Onixurile astea nu mai stăm pe minus. Per total cum ar veni. Am avea aici 14,8 plus 2,2 care ar veni 17 plus 77,7, plus mai am 1,7 aici, 19 și ceva, adică suntem pe plus cum ar veni cu 1, plus minus, mă rog. Hai mă, că nu e rău, nu e rău deloc. De să vedem cât e miticul opac la onixuri 7,50 și după aia 8 direct. Și legendarul e 3 nu? 2,7 parcă. Da, nu, 2.7, 5,4 overul da, nu mai să dăm ele. Le lăsăm așa. Nu avem și granatul. Mai avem ceva în care să dăm safirele. Am zis eu că safirile merită. Să luăm și niște safire. 75 legendare legendarul cât? 2,7. 2,27 de fapt. Da, adică ar veni 3 la 1. Ar merge și asta. Mai schimbăm, luăm și 10 safire. Dacă tot ne-am băgat să dăm în dăm ca lumea în ele. 1 uh, în 6 perfect. Luăm 10 safire antice. Pac. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, și ăsta e ultimul, bam, bam, deci safire, am dat 7,5 ani pe ele, legendarul e 2,25, deci 2,2, deci ne trebuie 4 reușite sau da, 4 reușite, E cam greu. Hai să vedem. Avem un legendar, două legendare, 3 legendare, patru legendare, 5 legendare, băi, ești nebun la cap. Wow, man, cum a mers asta. Bine, bă, băiatule, bă. Acum suntem profit, clar, clar, clar. Pe am băgat 6 oni cu 10 și cu 8. 24, nu? Cred că 24 am băgat și avem... Da, 24 am băgat. Mamă, ești prost la cap. Și hai să facem un mic calcul. Să zic calculatorul să-l vedeți și voi. Imediat. Pac. Perfect. Avem în felul următor. Deci, luăm... Stai ce am făcut. Așa luăm sticla, noi uităm la safire primară. Legendar, țac, pac. 2,2 punem. 2,2 ori 1, 2, 3, 4, 5. Ori 5. 11 ori. Plus. Avem un granat. Legendar. Plus 2,3. Plus. 5 onixuri, care bucata este 2,7 Asta o fac eu pe telefon repede. 2,7 ori 5, 13,5. Plus. avem și un antic la granat. Care e 0,7 parc, nu? Da. 0,7. Avem 27,5 ani. Și eu am băgat 24. Profit 3,5 ani. Bă, având în vedere că am început cu o mega gherlă, eu zic că e, e mai mult decât suficient, ești nebun, păi e bine rău de tot, nu te înțeleg frate, nu te înțeleg Wow man, wow, pe bune, wow, gata, ne-au prins și cu alchimia pentru că am scos deja profitul, de ce să mai încercăm să, mă înțeleg, însă, că ne mănâncă După aia o lăsăm așa momentan, e perfect frate, e perfect Hai să dăm și în două diamante antice. L-am găsit la preț bun. în 7 ca acasă, ceva de genul și el e 1 în 20, un în 25. Hai să vedem. Pac! A ieșat, era și cazul. Hai adică câte să mai reușească. Am zis că nu mai dau, m-am mâncat în undeva să mai dau. Nu mai gata, ne oprim cu alchimia, suntem pe profit. Nu mai, nu mai dau. Nu mai dau că n-are sens pe profitul și nu... Na, și oricum am mult alchimie, adică... După ce o vindem pe asta, poate mai dăm, dar până atunci nu mai dau în alchimie. Bă... Hai că a fost ok videoclipul ăsta cu alchimia, să văd ce și mai putea să fac. Ideea e că mi-ar trebui o eșarfă. Ia să vedem ce eșarfe sunt pe piață. Pac, pac, pac. Nu știu, n-am mai mulți bani. Ia. Găsești ceva de 20% bun. 18 ani, 20 de la și am vândut cu 19 pe -aia, pe care am cumpărat-o cu 17 Ok Ce arcă are asta pe ea? 109 atac Beta plus 7? Ce avea pe ea? Habar Și asta are triton? Are arc de la de 90, nu știu ce bag oamenii ăștia pe aici și O suveran mergi la... Ia, yeah, suveran. 20 de ani, 20 de la asta. Da, deci neapărat următoare și ar fi, cred că o să fie suveran, bă, băieți. E, e prea frumos și se potrivește și cu... skin-urile pe care le-am cât de cât să zicem. Da, e, e ok. Bă, videoclipul ăsta doar am dat în alchimie, asta am vrut să fac, am vrut să fac un videoclip în care doar dau în alchimie, să văd dacă e profit sau gherlă și am ieșit pe profit, puțin, într-adevăr, dar e profit. Hai să mergem să ne băgăm direct la giveaway chat. Am intrat și pe site, hai să vedem cine este câștigătorul giveaway-ului, am pus linkul fetch, continue, sunt nouă comentarii, bă băieți, eu cred că YouTube vă șterge comentariile pentru că altfel nu mi, mi explic. Primesc multe mesaje de la voi, dar chiar am ce să vă fac, chiar nu e vina mea, nici a voastră, e doar vina YouTube-ului pentru că le șterge, nu știu de ce le șterge. A, e, hai să vedem, pick a winner. Cosminelu M2 care a scris doar primul, nu știu ce nume ai, am spus clar care sunt condițiile, îmi pare rău. Next, hai să vedem următorul, îmi pare rău, dar felicitări că ai câștigat. George Măcărie, paru 366, Y cu mulțumesc și mult succes și mulțumesc de scotul că pe live cu plăcere, boi și felicitări din nou, văd că câștigi numai tu, frate, o să că băieții că e, că e, na, că e fake, dar, George Măcărie, tu ești follow back, știam că mai la follow, haide să, na, să-i dăm premiul băiatului. Hai să mergem să dăm premiul Mare la follow, toate alea Ykozel, ea se Ykozel, salut Nu e on, e Noi, e on. le băgăm în poștă Deci Hai să le băgăm în poștă, luăm din depozit Pac pac Trei tigri Ok Bă, ideea e că bă, să mai câștigat și pe live de ieri, cum ar veni N-a câștigat și un scut Pe, pe live Ia a și azi pe videoclip. Asta a fost norocul lui Y. Cozel. Bam bam. Giveaway. Dă mai întâi tigrii Bam bam. Felicitări Cozel. <gâng -i> Na. Ce să zic. A câștigat și el pe live. și azi pe videoclip. Înseamnă că ești un pic norocos ce pot să zic. Bravo ție. Na. Ideea e că sunt puțin înscriși și că nu se... Că se șterg comentariile aiurea după YouTube și nu înțeleg ce are, mă, frate. Nu pot să-mi dau seama ce are. De ce se șterg comentariile? De ce nu le lasă YouTube-ul? Chiar nu... Nu știu. Y cozel. Give it coiful. Cu 10 foc. Așteptăm să se ducă cooldown-ul ăla țac, pac, Cozel. zel uh, Îmbrățarea asta care e frumoasă, răunca jumătate, 10 foc, 5 pătrundere, E chiar frumos, dacă avea 10 pătrundere, era bomba, bomba, bomba Y colt Bam, 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 bam Mai avem 2 elixire lunii de dat și cam aia a fost și cu giveaway-urile Momentan, bineînțeles țac, pac Așteptăm puțin. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Felicitări, cozeli, sper să te folosești de ele. Bă, băieți, asta a fost și videoclipul, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe. să dați și mie un follow pe Insta pe care le aveți în descriere. Eu am fost Joe și noi desigur ne vedem în următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!